Mult succes și noului birou politic, astăzi ales. Eu pot să vă spun doar așa. Fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră, are niște valori după care se ghidează în viață. Nu degeaba Napoleon Bonaparte spunea că fiecare dintre soldații săi are bastonul de mareșal de sagă. Însă depinde de voi, de noi, tinerii, de cum îl vom folosi. Obligația morală a voastră este de a duce mai departe ștafeta seniorilor noștri, aflați astăzi la conducerea Organizației Județene a Partidului Social Democrat Botoșani și care, până în acest moment, au realizări remarcabile în administrație, atât pe plan local, județean sau național. Pe lângă munca de partid, vă îndemn să vă clădiți și o carieră profesională în spate și să fiți dedicați și serioși în domeniile voastre de activitate. Strângeți rândurile, fiți uniți și munciți cu drag pentru dezideratul vostru. Vă doresc ca și de acum încolo să demonstrați botoșănenilor că sunteți capabili să le oferiți rezultatele așteptate de foarte mult timp. Fiți alături de doamna președinte, de domnul ministru și de întreaga conducere a Partidului Social Democrat a județului Botoșan, de domnul primar Cosmin Andrei, pentru că în anul 2024, cu siguranță, vom câștiga toate cele patru runde de alegeri. Iar ca un... Ca ultim îndemn vă spun doar așa, construiți-vă viața, nu trăiți viața, construiți-o frumos, cu cinste și demnitate. Mult succes! Mulțumesc.